Pe o scară de la 1 la 10, tinerii români au un nivel mediu de fericire de 6,69, potrivit unui studiu dedicat publicat cu ocazia Zilei Tineretului. Sondajul analizează câteva aspecte cheie ale vieții tinerilor, cum ar fi cât de fericiți sunt, cât de în siguranță se simt în orașul în care locuiesc și unde se pot îmbunătăți. Potrivit studiului, tinerii români au fost cei mai fericiți din Iași, iar cei mai fericiți din Constanța. Studiul Tineri după pandemie, orașe fericite, a eșantionat peste 5.000 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din 6 capitale de tineret din România, Cluj-Napoca, Târgu Jiu, Timișoara, Bacău, Constanța, Baia Mare și Iași. În medie, tinerii care au participat la studiu au obținut un scor de 5,99 din 10 pentru fericirea în orașul lor, s-au simțit peste medie pentru siguranță, iar orașul a primit un scor de pozitivitate de 6,25/10. Dacă tinerii au cel mai înalt nivel de fericire în Iași și Constanța cel mai jos, atunci Cluj-Napoca este considerat orașul cel mai curat și mai unit, iar Iașiul cel mai accesibil. Fericirea tinerilor depinde și de spațiul în care trăiesc. Probabilitatea de a-și cumpăra propria locuință este un factor important care influențează satisfacția tinerilor. Așadar, o analiză realizată de Comisia pentru Tineret din România a arătat că majoritatea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani locuiesc cu părinții. Vârsta medie la care au părăsit casa părinților a fost de 27,9 ani. În plus, 8,4% dintre tinerii români cu vârsta cuprinsă între 15-29 de ani locuiesc în gospodării care cheltuiesc mai mult de 40% din venituri pentru locuințe și 64,7% în gospodării supraaglomerate. 21,9% au suferit de lipsă gravă de adăpost sau instabilitate. Analiza profesională arată că între 2015 și 2020, costurile de închiriere au crescut cu 10,1%. Potrivit calculelor experților, chiria medie pentru un apartament cu o cameră în București sau Cluj este de 87,3% din salariul minim net, în timp ce chiria pentru un apartament cu două camere este de 129,66% din salariul minim net. Pe de altă parte, 6 din 10 tineri simt că orașul lor s-a adaptat efectiv la mediul preoțesc.